Astăzi o să vă dau o veste bună. M-am hotărât să introduc în calendarul personal al umanității, la fel cum au fost introduse alte sărbători, Ziua Internațională a Îmbrățișărilor, Ziua Internațională a Limbricului Verde, a Broscuței Aurii. Deci avem foarte multe zile internaționale. Eu vreau să introduc într-un calendar ecumenic, masonico, nu știu, care o să fie de la 2035, când s-o institui Imperiul Planetar Galactic al lui Darth Vader, așa, Mesia evreilor. Vreau să propun să fie introdus în acest calendar, în loc de sărbătoarea Ignatului, oricum lumea nu mai știe ce e la Ignat, să introduc sărbătorirea cuvioasei Circe sau miracolul transformării bărbaților în porci. Probabil că n-ați auzit de chestia asta decât dacă ați citit Odiseea. Este cartea a doua a lui Homer despre războiul troian, despre întoarcerea aheilor acasă. Este vorba de Ulise împreună cu tovarășii lui, care într-una dintre capitole, în peripețiile lor, s-a oprit pe o insulă frumoasă unde o parte din acești tovarăși au fost fermecați și transformați în porci. Datorită faptului că s-au dedat la toate plăcerile acelei insule, iar femeile respective erau vrăjitoare și aveau această formă de vrăjitorie prin care puteau să transforme, prin puterea bucatelor pe care le serveau meseinilor, să-i transforme pe bărbații care cădeau pradă vrajeilor în porci. Și povestea, dacă nu mă înșel, spune că mesenii, ahei, mulți s-au dedulcit la carnea de porc vânată chiar de ei acolo și gătită de acele frumoase femei. Și pentru că a doua zi ei la rândul lor să se trezească porci și probabil să fie vânați de următoarea șarjă de bărbați dorniți de această desfătare senzuală, femei și mâncare și băutură. Povestea are un caracter puternic simbolic și de-aia spun că ar merita trecută într-un fel de calendar al înțelepciunii umanității, pentru că asta se întâmplă din punct de vedere karmic. Omori un porc, sau poate mai mulți, de-a lungul vieții tale și ți-ai asigurat, exact ca atunci când te duci și ți-ai cumpărat un bilet de avion pentru o vacanță scurtă, ți-ai asigurat o vacanță în existență de porc care va trăi un an într-un coteț, va fi sacrificat ca să înțeleagă și el cum este să fii omorât, să guiți, să țipi după ajutor, să implori milă, da? Să ai sufletul unui om care a trăit înainte aici. Și asta este, asta ne spune povestea lui Circe, da? Evident că românul nu o să se lase impresionat de aceste povești care sunt niște palavre, la fel cum se lase impresionat de povestea pruncului Iisus care s-a născut în decembrie, despre care mulți spun că nici nu s-a născut în decembrie pentru că e vorba de echinoțiu de iarnă, de o sărbătoare păgână pe care biserica creștină a simțit nevoia să o acopere cu această sărbătoare importantă a nașterii Domnului. Și că nașterea Domnului ar fi avut loc la cu totul altă dată, dar cine sunt eu să mă contrazic cu milioane de, sau poate miliarde de credincioși. În fine, până la urmă, simbolul nașterii unui mântuitor este simbol, un simbol sacru care nu merită relativizat prin punerea în discuție pe o asemenea chestiune. Și de asta serbesc și eu cu toată inima și cu tot sufletul sărbătoarea Crăciunului. Însă pentru mine Crăciunul nu este sinonim cu tăierea porcului. Eu când am fost la țară la bunica Sabine, la bunica nevestei, după ce murise tatăl Sabine, murise și bunicul, eram singurul bărbat din familie. Și bunica Maia mă pupă de la poartă și zice: vai, ce bine că ai venit, în sfârșit avem un bărbat în bătătură. Eu mândru deja, ia uite-mă, bărbatul din bătătură. Zice: gata, ia, uite-te acolo, întindă, vezi ce trebuie, mâine tăiem porcul.
Noi ți-l legăm, ți-l ținem și tu îi dai la gâtiță. Îl faci să guițe. Eu când am auzit, m-am umuiat tot. Vreau să-l spun că m-am dus, m-am prietenit cu porcul ăla, stătea numai după mine, îi dădeam să mănânce, își punea capul pe piciorul meu, mă striga, deci... Și am zis, cum să-l omor eu pe ghiță? N-am cum să-l omor pe ghiță, suntem deja prieteni, da? Cam bancul cu Ștefan cel Mare, știți bancul, nu? Cu oștenii, stătea Ștefan cel Mare, să uita la video. Și vine străjerul și spune, Măria ta, vin turcii, la ce distanță sunt? Păi zice, se văd mititei așa, cam atâtica. A, încă-s departe, bine, hai mai stăm, mai vedem o casetă. După încă o oră, Măria ta, s-au apropiat turcii. Cât sunt de mari? Păi se văd cam așa, cam de o șchioapă. A, încă-s departe. În fine, și tot așa, până când ajung turcii la zidurile cetății. Și întreabă, zice, Măria ta, acum au ajuns la zidurile cetății, la care Măria s-a giftuit de atâta mâncare, băutură, filme. Zice, ok, gata, hai, la luptă. La care oștenii zice, păi nu putem, Măria ta, că îi știm de mici, îi știm de când erau atâtica. Înțelegeți? Cam așa și cu mine, cu porcul. Dacă m-am prietenit cu el, pentru mine e o ființă. Nu poți să-l tai. Pentru ce? Pentru carne? Mă duc și cumpăr produse aia din greier. Sau din soia. Deci, ați înțeles ideea. De asta, ăsta este unul dintre motivele pentru care nu mănânc carne, pentru că, nu pentru că mă tem de pedeapsa reîncarnării, că mă voi întoarce sub cuțitul altui ignorant care mă va tăia aici la jugula. Adică, așa că, ideea de bază este că aș introduce de Ignat să fie măcar aceasta, sărbătoarea lui Circe, transformarea bărbaților în porci. Această transformare are, dacă trebuie să-i căutăm un simbolism, un caracter mult mai amplu. Nu e vorba de împietrirea inimii doar, care ne face să nu recunoaștem o altă ființă simțitoare. Până la urmă, porcii, să știți că sunt unele dintre cele mai inteligente animale de pe planeta asta. După elefanți și delfini, sunt pe locul 3 ca inteligență, cred că în fața cimpanzeilor. Deci, cu alte cuvinte, așa zisele rude ale noastre îndepărtate sunt mai proaste decât porcii pe care mulți îi savurați de Crăciun. De asemenea, porcii sunt mult mai erudiți genetic cu omul. Foarte multe organe și celule stem se iau de la porc. Este chiar o substanță care se folosește pentru rejuvenarea creierului. Se numește într-un fel. Mai știu... Cerebrolizina. Cerebrolizina se obține din extract de creier de porc și se injectează și se pare că la om și face minuni în ceea ce privește accidentele cerebrale. Deci suntem foarte erudiți cu porcul din multe puncte de vedere. Însă partea proastă este că, cum am spus, lipsa de empatie care ne face să sacrificăm acești prieteni ai omului, aceste ființe, și mai ales, și asta doar datorită unor obișnuințe și obiceiuri, că ne place gustul, știți cum se spune. Și apoi transformarea simbolică a omului în porc este, știți cum e, cam bancul ăla cu cele două femei care se iau de păr, descoperind că împart același porc de Crăciun, da? Tot așa, o aluzie simbolică la porcismul unora. Și porc poate să fie din foarte multe puncte de vedere religios. Musulmanii consideră porcul un animal murdar, însă obiceiurile porcului, unul dintre ele cele mai ciudate, nu știu dacă știați că porcii sunt animalele care au cele mai lungi orgasme din regnul acesta al mamiferelor, și cum porc poate să aibă orgasm și jumătate de oră, se înrudește cu yoghinii de la misa, în fine. Deci, de asta vă spun că porcul e un animal formidabil și dacă tot este să decretăm o zi, anume ziua aceasta a vrăjitoarei Circe, a acestei cuvioase Circe, hai să fie ziua de Ignat. Vă urez o seară minunată. Sper că v-am amuzat cu micul meu fonfleu.